Păi știi că eu n-am haine duminica să mărg la biserică, de parcă hainele trebuie să la biserică, nu sufletul. N-am haine să mărg la biserică, mă, țigane. Dar tu trebuie să vii duminica la biserică, că ai haine, că n-ai haine, hai la biserică, nu te țipă nimeni afară. Dar țigane, lucrat ai duminica, părinte, duminica e târg, trebuie să mă duc duminica, de mă, țigane, nu-i bine să lucre duminica, ziua de două odina Domnului. Mă, țigane. Mințit ai, părinte. Am o puradeie acasă. Ca să mai zic și eu cât e una. Mă, țigane, nu-i bine să mințești. Dar țigane, furata e. Nu s-aude, părinte. Mă, țigane, ai furat? N-auzi ce zici, părinte. Mă, țigane, ai furat? Zău, părinte, că nu s-aude nimic. Mă, țigane, cum să nu s-aude? Până am usul auzit și am vrut să nu s-aude. Nu mă crezi, părinte? Hai să facem știri. Dă-mi mie patrașirul, hai să vezi dacă nu s-aude nimic. Părintele, un om credincios, cum să nu-l asculte pe țigan? Și să pune și el, și pe țiganul l-a spovedit. Părinte, lucre duminica, mă, țigane, mă întreba pe mine pe lucrul ăsta, că e doar lucrul meu de duminică. Părinte, da, mințesc, mă, țigane, mă întreba pe mine lucrul ăsta, că eu nu mințesc, că-s popa. Părinte, da, la femeile altora îmbli. Mă, țigane, cum întrebi și tu pe mine lucrul ăsta? Părinte, eu am 10 găini, 8 roșii, 2 negre. Aseară, când m-am dus cot-codășeu, cine crezi că a fugit din dreptul cot-hicarului? Zău, țigane, că nu s-aude nimic. Iertați-mă, doamne! Doamnă, vă felicit, m-am vrut să vă spun că ce am cântat eu nu era de joc, era de ascultat, dar o să vă invit și la joc. Și am văzut acolo o femeie cu năframă, din Maramureș sau din Bistriță? Doamna cu bluză verde.